Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înființarea statului major general, în sala de marmură a Palatului Cercului Militar Național, pe data de 9 noiembrie, a avut loc lansarea primei enciclopedii Armatei României. Inițiativa Serviciului Istoric al Armatei a implicat peste 97 de autori, cadre militare în activitate, în rezervă și în retragere, dar și renumiți istorici și academicieni români. Prima enciclopedie Armatei României reunește studii privind înființarea și evoluția categoriilor de forțe, ale armelor, specialităților militare, armamentului, uniformelor, diplomației, învățământului, politicilor de apărare și campaniilor militare. Toate studiile din acest proiect de anvergură de peste 1400 de pagini sunt însoțite de un bogat material ilustrativ. Am ales ca reper anul 1902, când au fost tipărite, editate, albumul Armatei Române și istoricul Armatei Române. Dacă la începutul secolului al XX-lea s-a putut realiza acest tandem bibliofil de excepție, am considerat util și necesar să repetăm și noi acest proiect și am reușit, grație contribuției a 97 de autori din diferite arme și specialități, din sfera militară, dar și din instituții, academii și universități naționale, să redăm o retrospectivă a ceea ce înseamnă evoluția statului major general, dar și a organismului militar în ansamblu în cei 150 de ani. Având o tematică foarte bogată, enciclopedia reprezintă un adevărat instrument de lucru pentru toți cei interesați de istoria Armatei României.